Toată lumea adoră zilele toride și însorite de la plajă, nu-i așa? Nu ai nevoie de baloane cu apă ca să te răcorești. În schimb, aceste trucuri grozave pentru plajă să te lasă să te relaxezi și să te bronzezi. Ce zi minunată! Soarele e sus pe cer, mă simt bine, părul meu e grozav, e timpul să mă relaxez la piscină. Sper să-mi observe lumea părului mitor. Ha? Nu, cât sunt eu aici! Trebuie să porți o cască de not. Poftim! Dar părul meu e așa de drăguț și casca asta e urâtă! Atât de strâmtă! Nu te mai prosti și pune-ți-o! Aproape! Aproape! Nu sunt plătită suficient pentru asta! Bine, lasă-mă să te ajut! Dă-mi aia! Privește! O să bag casca în apă! Așa! Acum o să țin deasupra părului tău minunat! Și îi dau drumul! Ce rece e! De ce ai... E pusă? E pusă! Ce cool a fost! Mersi! Îmi fac și o meserie, doamnă! Ghiulea! Uf, ce soare e! Trebuie să-mi protejez ochii! Prosop? Nu, ochelari de soare! Ce altceva? Ah, ochelari de soare! E atât de greu să-i văd! Ha? Ăștia sunt doar ochelari! Unde sunt lentilele? Vai! Uită-te la ea! Ochelarii ăia de soare sunt drăguți! Cred că mi-a venit o idee! Ah, bună! Credeam că ochelarii tăi de soare erau murdari, dar nu, arată bine! O să-i pun la loc! Poftim! Cât pe ce? Ce-i acolo? Salteluța aia de yoga ar putea fi utilă! Îmi trebuie doar o bucățică! Pare un schimb corect! Tai salteluța din spumă așa! Dau câte o gaură pe fiecare parte! Bag mânerele ochelarilor prin găuri! Propriul meu parasolar! Hai să-l testăm! Pot să văd! E mult mai bine! E așa de cald! Trebuie să mă răcoresc! Ah, suc! O să mă ajute? O să iau doar o guriță! Habar nu o să aibă ea! Ce bun e! A mai rămas doar o picătură! Ar fi păcat să o irosesc! Ce răcoritor e! O să pun doza asta la loc! Crima perfectă! E timpul pentru o baie în mare! Ah, îmi place să fiu lângă mare! Ce somn grozav a fost! Trebuie să beau ceva! Ha? Goală? Unde mi-e sucul? Pun pariu că ea l-a băut! Unde e? Ar fi trebuit să-mi aduc rățușca de cauciuc! Îi arăt eu ei! Trebuie să sap o groapă! Aș fi vrut să am o găleată și o lăpată! Ar fi fost mult mai simplu! Oare o fi o comoară aici? E grozav, dar ar trebui să mă usuc! M-ai văzut în... Stai așa! Unde s-a dus? Poate s-a dus să mai ia suc! Te-am prins! Te rog, nu mă răni, monstru al disipului! Te rog, urăsc plaja! Zicea că o să fie aici! Unde e? Ah, bună! Iubire! Vin! Vai! Care? Nu! Vorbeam serios, sincer! Of, nisipul are un gust nasol! Bleah! Poate că n-a observat! Cred că a durut, dar a fost amuzant! Gata, mă duc acasă! Dar, vino înapoi! Ți-ai lăsat șlapul! E rupt! Poate reușesc să-l repar! Bagă bareta prin gaură! Apoi ia doza și scoate-i cheița! Pune-o în jurul baretei și strânge-o bine! Zici că e nou! Nu pot să cred că a râs de mine! E un nesimțit! Grozav! Mi-am rupt șlapul! E cea mai nasoală zi! În sfârșit i-am găsit! Am ceva pentru tine! Uite, l-am reparat! Stai să ți-l pun! Ce romantic! Ca într-un basm! Ești frumusică, chiar dacă ai nisip în păr! Spui cele mai drăguțe chestii!
Hei, ăla e un rechin? Un minut și 20. E un nou record când îmi țin respirația. Cum arăt? Grozav! O să fac niște poze pentru Instagram. Dăm ceva spectaculos. Oh, da, asta era. Sunt grozave. Aoleu, se pare că nu ești așa de fotogenică. Ce? Lasă-te mai jos. Încearcă dintr-un alt unghi. Sigur, o să meargă. Poate. Cu grijă. Acum telefonul meu e ud. Poate dacă îl suflu. Nu vreau să-mi stric telefonul. Gândește. Stai așa. Băutura asta mi-a dat o idee. O să pun paharul gol în piscină. Îmi bag telefonul în pahar și apoi îl scufund mai mult în apă. Am o cameră subacvatică și telefonul meu nu se udă. Arată așa de bine astea. Wow! Arată uimitor! Durează o veșnicie! Mă simt amețită! În sfârșit e gata! La la la! Ce relaxant e! De ce simt că mă scufund? Ajutor! Ajutor! Mă scufund! Acum știu cum s-a simțit pe Titanic! Am reușit! Sunt pe uscat! Ce ai pățit? Nu vreau să vorbesc despre asta! Poate te ajut eu cu asta! Ia colacul și găsește gaura! Pune niște hârtie de copt peste gaură! Folosește placa de păr de-a lungul cusăturii colacului! Căldura sigilează gaura! Acum e timpul să ne întoarcem în piscină! Așa, sari! Wow! Nici nu-ți dai seama că a avut o gaură! Ura! Uite, plutesc! E atât de distractiv! Nu mai ies niciodată de aici! Șamponul ăsta antibătrață chiar funcționează! Ha? Nu e apă! Ce se întâmplă? Arăt ridicol! Trebuie să găsesc un duș! Trebuie să pot folosi ceva de pe aici! Sper să nu mă vadă nimeni! Cât de jenant! Nu-i amuzant, fraților? Poate merge să folosesc punga aia? Fix ce-mi trebuia! O să o umplu cu apă din piscină. Apoi o să o leg de duș. Acum trebuie doar să fac niște găuri în pungă. Un duș improvizat! Abia aștept să fac scufundări. Mi-am luat ochelarii, sunt pregătită. Au, au! Cine pune pietre pe o plajă? Nu e așa de rău, e doar durere. Hai că poți! Am reușit! Acum o să văd toți peștișorii frumoși! Nu par deloc suspect în hainele astea negre. Cea mai tare camuflare. Ce avem noi aici? Bomboane, o minge, un telefon și bani. Bingo, sunt bogată. Ce zi? Hei, tu! Alea sunt ale mele, oprește-te. Coațo, trebuie să not mai rapid. Ai zis ceva? Vrei să-ți iau și bomboanele? Ok, mersi, delicioase. Și acum să fug. Aproape că am ajuns! Nu, pietre idiote! Auci! Au! Ah! Chiar nu se grăbește deloc! O să iau și telefonul, și ghiozdanul, și tubul de snorkeling! Mersi! Nu! Stai! Vino înapoi! Nu! Lucrurile mele! Sunt încă aici! Iu! Mingea asta de tenis ar putea fi utilă! Mai întâi, iau un borcan! Pune niște lipici pe capac! Lipește mingea de tenis pe capac. Acum pot să-mi țin bomboanele, banii și alte chestii în siguranță. Închide borcanul și apoi îngroapă-l în nisip. Mingea de tenis îmi arată unde e îngropată comoara mea. Perfect! Nimic nu o să-mi strice ziua asta acum! În afară de pietrele astea stupide!
Care este trucul tău preferat pentru plajă? Spune-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri utile și distractive!